este timp pentru voi căreri, este vremea faptelor. Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Sub semnul crucii. În această ediție dorim să vorbim despre biserică și implicarea ei în domeniul social. E cazul ca biserica să se implice, până unde poate să se implice, ce poate face biserica în societatea noastră, și vom discuta în această ediție cu reprezentanții ai asociației Colping România, cei care au implicare extraordinară în domeniul social. I-am invitat la această ediție tocmai pentru a răspunde acestor întrebări. Părintele Ștefan Ciubotaru este asistentul spiritual al asociației Colping România. Bine ai venit la misiunea noastră. Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Ștefania Ciuraru, lider de tineret, bun venit. Bună ziua, mulțumesc. Și Eduard Drobe, secretar central. Mulțumesc pentru invitație. Cred că pe părintele Ștefan l-am săltat un picuț, pentru că este asistentul spiritual al asociației la nivel de Moldova. Aveți dreptate. Poate am făcut o profeție, nu se știe în viitor despre ce este vorba. Vorbim despre această asociație, avem această emisiune la dispoziție pentru a vedea cu ce anume vă ocupați, care sunt implicările voastre. Dar înainte de asta, Eduard, zile trecute aici la Iași a avut loc a patra etapă a unui parcurs de un seminar de formare în ceea ce privește doctrina socială a bisericii. Spune-ne despre ce este vorba. Da, așa este. Am luat parte la patru module pentru a deveni multiplicatori cu referire la învățătura social-catolică, la doctrina socială a bisericii. Și ne-am bucurat că am putut reprezenta asociația noastră și am putut fi alături de celelalte asociații, precum Caritas, Ajutorul Maltez, Acțiunea Catolică, și am putut împărtăși laici și preoți împreună. Am putut să discutăm despre situația noastră, despre implicarea noastră în domeniul social, despre ceea ce avem de făcut. Au fost patru module reușite, ne-am întâlnit în București, în Cluj, în Brașov, și ultimul seminar a avut loc aici la Iași. Ne-am bucurat foarte mult să fim aici, să fim oaspeți de data aceasta. Am fost primiți cu multă căldură și după aceste patru module ne-am dat seama că avem foarte multe lucruri de făcut. Adică acum pentru noi este important să transportăm aceste materiale, să transportăm învățătura bisericii în societate, în proiectele pe care noi le implementăm. Vorbim despre valori, vorbim despre principii, despre ceea ce avem nevoie, despre liantul de care este nevoie atât în funcționarea asociațiilor noastre, dar și în bunul mers al societății. Nu este un scurt circuit biserica ce se implică în domeniul social? Avem instituții care sunt abilitate, specific lucrează în acest domeniu. De ce biserica are, putem spune, o datorie de a se implica în sfera socială? Este o datorie, fiindcă dacă ne gândim, pornim de la rugăciune. Da? Rugăciunea nu este doar pentru zidurile bisericii, nu este doar pentru încăperile de rugăciune. Rugăciunea, tocmai atunci, trebuie să existe o continuare după rugăciune. Și această continuare, efectiv, sunt faptele. Deci eu cred că noi suntem o asociație care are un plus față de multe alte asociații. Avem latura spirituală, avem ceea ce avem, locul în care ne putem încărca, avem o misiune foarte clară și clar, biserica nu trebuie să se retragă din fața problemelor sociale. Din contră, noi ne considerăm că suntem un braț al bisericii prin ceea ce facem, prin acțiunile și proiectele noastre. Sunteți reprezentați de marcă ai asociației Colping România. De unde vine denumirea? Pentru că, de fapt, știm că aveți un inspirator extraordinar în persoana fericitului, în drum spre a fi canonizat, spre a fi declarat sfânt, fericitului Adolf Colping. Cine este acest preot? Practic, numele lui dă și numele asociației noastre. Este fondatorul, așa cum este el cunoscut, fondatorul asociației noastre.
A fost preot în viața lui, dar mai întâi de toate s-a născut într-o familie modestă în Germania, în orașul Kerpen, pe data de 8 decembrie 1813. Și în această familie, unde avea mai mulți frați, la început el a preferat să cunoască și această activitate simplă de muncitor, lucrând timp de 10 ani ca și cizmar. După care el simte această chemare să-L slujească pe Dumnezeu, să facă mai mult pentru biserică și devine preot, fiind sfințit în anul 1845. Înființează această asociație a calfelor catolice în anul 1849 la Köln, pe data de 6 mai, și de aici pleacă cu acest elan, cu această dorință de a nu-i uita pe cei cu care a intrat în contact atunci când el a avut această meserie de cizmar, văzând problemele lor, văzând greutățile, văzând anumite obstacole cu care ei se întâlneau și mai ales faptul că aveau nevoie de o viață împreună, de a-i pune la aceeași masă, de a fi împreună și de a trece aceste obstacole susținându-se unii pe alții. Atunci când el a murit în anul 1865, pe 4 mai, existau 24.000 de membri deja în această asociație a calfelor catolice în mai multe țări, în Germania, în Austria, în Ungaria, Italia, Belgia, Luxemburg și Olanda. La noi, aici în România, asociația apare în anul 1858 la București cu 200 de membri și apoi și la Timișoara și la Siret. În 1940 existau deja un număr de 55 de asociații la nivelul țării și ca toate asociațiile și multe alte ordine călugărești sau alte structuri din țara noastră, în anul 1948 regimul comunist spune stop acestei mișcări, ca în anul 1991, cu ajutorul prietenilor din afara țării, dar și cu mulți binefăcători de aici, de la noi, să se redeschidă activitatea asociației și, așa cum ați amintit, primind și un mare dar în anul 1991, pe data de 27 decembrie, ridicarea la cinstea altarelor a fondatorului nostru, fiind declarat de către Papa Ioan Paul al II-lea Sfânt al Bisericii, declarat ca fericit al Bisericii și, bineînțeles, toată lucrarea lui, toată această dorință de a izvorâ o asociație care să se implice în societate, să capete o greutate și o importanță mult mai mare. Peste ani și ani, care este rodul acestei intuiții extraordinare a fericitului Adolf Kolping? La timpul respectiv a intuit necesitatea de a avea grijă de o realitate destul de vulnerabilă, fără îndoială este lucrarea Duhului Sfânt, și a acționat tocmai pentru a veni în sprijinul acestor persoane. Peste ani și ani, astăzi vorbim despre Kolping la nivel mondial, vorbim despre Kolping în România, în zona Moldovei. Cum este asociația Kolping astăzi? Greu de început, putem spune că asociația, având o istorie atât de bogată, a parcurs foarte multe etape. Ea se numea la început Asociația Calfelor Catolice. Ne gândim că membrii erau numai tineri în această asociație și cu timpul ea s-a transformat. După al doilea război mondial a primit numele de familia Kolping. Și astăzi membrii noștri aparțin mai multor generații, nu numai tinerilor, dar putem spune că asociația noastră astăzi este o asociație activă, se dezvoltă, ne-am adoptat un profil al asociației prin care am stabilit cine suntem și unde vrem să ajungem.
Pentru noi este important ceea ce fericitul Adolf Kolping ne-a lăsat ca misiune, și anume am fost așezați acolo la cusătura dintre biserică și societate. Fiindcă Adolf Kolping a avut un program foarte clar pentru calfele de atunci, care e valabil și astăzi, și anume vorbim de patru domenii vitale pentru existența societății. Vorbim de familie, adică să fii un părinte bun în viața de familie, să fii un creștin în biserică, da? Deci să te implici în viața bisericii, să fii un profesionist la locul de muncă și un cetățean destoinic, un cetățean activ în societate. Astea sunt cele patru domenii care practic configurează programul nostru de lucru. Dar în același timp, astăzi avem alte provocări. Da? Noi vedem, cea mai scurtă definiție a noastră este Kolping este o comunitate, deci vorbim în primul rând de comunitate, de formare, acțiune și întrajutorare. De fapt, sunt domeniile noastre de lucru. Suntem în România prezenți în mai multe dieceze, avem 77 de asociații locale care reunesc circa 2400 de membri. Sunt creștini catolici, greco-catolici, dar avem membri și de alte confesiuni, avem și ortodoxi, și evanghelici, cei care într-adevăr împărtășesc programele noastre sunt bineveniți, suntem deschiși pentru a lua parte la proiectele și acțiunile noastre. Kolping România are în momentul, face parte din cadrul Kolping Europa, din cadrul Kolping Internațional. Suntem implicați în mai multe proiecte, sunt proiecte sociale, proiecte care țin de partea de latura de formare. Și pentru noi contează foarte mult să recunoaștem semnele timpului. Asta ne-a spus și fericitul Adolf Kolping. Adică trebuie să ajornăm munca noastră, activitatea noastră, trebuie să ne trebuie să updatăm un pic, trebuie să vedem unde ne aflăm și ceea ce avem de făcut. Formarea este, de fapt, un element vital pentru noi. Noi căutăm să favorizăm formarea, asta a vrut și fericitul Kolping, să mijlocească cunoștințe practice pentru de care au nevoie oamenii în viața de zi cu zi. Noi avem nevoie în procesul de învățare, atât de formare profesională, dar și de învățare în sens larg, general, avem nevoie de cunoștințe astăzi ca să ne putem descurca în societate. Dacă ne gândim că altfel ucenicii învățau acum 150 de ani să socotească sau cum să-și gestioneze banii, astea erau lucruri vitale, astăzi avem alte provocări. Da. Ce aș putea să mai spun aici este că Kolping a avut în majoritatea orașelor transilvanene, orașelor din Banat sau aici din Bucovina, existau case ale calfelor. Calfele puteau să meargă de la un sediu la altul, puteau să locuiască 24 de ore pe gratis. Și dacă doreau să rămână mai mult, trebuiau să presteze o anumită muncă pentru faptul că puteau să doarmă, puteau să mănânce în acele sedii. Timpul a trecut, clar, am avut perioada comunistă, din acele sedii niciunul nu mai aparține de asociația noastră, dar astăzi, sau mă rog, acum aproape 30 de ani, din 1991, am reînceput să reconstruim asociația noastră. O asociație care este atentă și la tinerele generații nu putea să nu fie așa. Ștefania, ești lider de tineret în asociație. Ce înseamnă lucrul acesta? Cu ce te ocupi? Într-un limbaj mai simplu, adică într-o întrebare directă. Practic, eu mă asigur că vocea tinerilor ajunge mai departe în structurile naționale, pentru că tinerii sunt prezenți la nivel local în mai multe familii Kolping, chiar există structuri formate doar din tineri, care au nevoi, care au dorințe și au aspirații. Și pentru că sunt asociați în această structură Kolping, e normal ca aceste nevoi și aspirații să ajungă mai departe la nivelul național. Și aici intervin eu.
Asta pe de-o parte, pe partea de reprezentare. În plus, mă asigur că Colping ajunge și în acele comunități în care este nevoie. Eu, de exemplu, am crescut cu Colping. Și când zic că am crescut, mă refer la faptul că la 13 ani, cred că aveam, am devenit voluntar Colping. Acolo am făcut primele activități de voluntariat. Tot acolo am învățat cum e să conduc o echipă și de asta astăzi sunt în Colping. Dacă întâlnești, fără doar întâlnești, un alt tânăr, o altă tânără care îi spui sau care îi spui cu ce te ocupi, cum reacționează? Pentru că e multă prejudecată. Asociația bisericii, cine știe ce se întâmplă acolo, sau cum ai reușit să convingi un alt tânăr, vino și fă parte din familia noastră? Ce-i drept, da, din păcate vedem că tinerii se îndepărtează de biserică din mai multe motive, dar ce aduce în plus Colping nu este doar o asociație care este legată de biserică. Este o comunitate, în primul rând, așa cum menționa și Eduard. Ce înseamnă asta? Înseamnă că familiile Colping intervin la nivel local, acolo unde cred ei că este nevoie, unde observă probleme. Și atunci tinerii au oportunitatea să contribuie la rezolvarea unor probleme din comunitățile lor, care poate să aibă legătură sau nu cu biserica. Dacă, de exemplu, nu știu, se constată, noi toți avem un caz, sunt foarte mulți copii care trăiesc având părinți în străinătate. Și atunci voluntarii Colping se implică în activități cum ar fi after school sau școala de vară, astfel încât să îi ajute pe acei copii, poate să aibă o vacanță mai frumoasă, pentru că e greu să stai cu părinții departe de casă. Și atunci ce le-aș spune acestor tineri este că rolul lor poate să fie mai mult decât a participa la, nu știu, câteva activități legate de biserică. Rolul lor e despre a fi activ în societate, despre a se dezvolta, pentru că e foarte mult și despre acest lucru, și despre a face parte dintr-o comunitate care își dorește mai mult decât să supraviețuiască. E un îndemn pe care îl auzim destul de des în această perioadă, la nivel de Biserică Universală. Sfântul Părinte îndeamnă întreaga biserică să fie atentă față de tine și să implice pe tine. Avem exhortația apostolică Christus Vivit. Nu uităm că suntem la Iași, este capitala tineretului din România, și tu ai avut și ai, cred, multe implicări și în privința aceasta. Vom reveni asupra implicării tinerilor, dar dacă am vorbit despre fundamente, principii, pentru a înțelege efectiv când vă suflecați mânecuțele și treceți la fapte, cum spunea fericitul Adolf Colping, în centrele voastre, acolo unde aveți filiale sau familii Colping, cum le numiți voi, ce se întâmplă? De fapt, care sunt proiectele concrete? Câteva să le amintim pentru a vedea puțin în ce sferă ne mișcăm. Da, noi putem să concluzionăm astfel. Avem o muncă de asociație care e dezvoltată, munca noastră de asociație e dezvoltată la nivel local, la nivel diecezan și național. Aici toată lumea este voluntar. Toți sunt implicați. Însuși fericitul a spus la un moment dat, a avut un îndemn și anume a spus așa: gândiți-vă un fulg de nea, nu contează. Dar mai mulți fulgi de nea pot opri trenuri. Și atunci, pornind de la acest citat, ne dăm seama ce important este, cum spunea Ștefania, să ne implicăm la nivel local, să ne implicăm. Fiecare asociație este liberă să aleagă și să vadă ceea ce este de făcut la nivel local. Normal, acolo avem un conducător spiritual. E foarte util. Conducătorul spiritual este motorul, de fapt, asociației noastre. Îl vom întreba pe Părintele Ștefan ce rol are imediat. Da. Și deci vorbim de munca de asociație, în care avem multe acțiuni de voluntariat. Sunt familii Colping cărora le place să organizeze piese de teatru sau să cânte sau au cor. Alții fac voluntariat. Alții, efectiv, au trăiri în comunitate. Deci ca o comunitate să poată să existe, trebuie să avem niște evenimente, trebuie să organizăm un bal, de exemplu un bal de fărșang, cum îi spunem noi în Banat, aici se spune
carnaval, nu? Sau carnaval, da, da, sau, eu știu, să organizăm, să ne pliem întotdeauna și pe sărbătorile bisericii, suntem prezenți la pelerinaje, meditații, exerciții spirituale, suntem împreună prezenți, eu știu, la iarbă verde, organizăm un picnic cu familiile, sau, e foarte important să fim, să ne îngrijim de comunitate. Dar mai departe, asociația, ca să poată să finanțeze anumite activități sociale, a avut nevoie de proiecte și astfel am dezvoltat mai multe proiecte. Putem spune, da, ne ocupăm cu copii. Avem un centru educațional aici în Oituz, nu departe, unde eu cred că e unul de cele mai moderne centre în care ne ocupăm de copii nevoiași, de acești copii lăsați acasă de părinții lor, plecați în străinătate să muncească. Dar avem o școală profesională în Brașov, în domeniul turismului, pentru învățământ dual. Acest concept, suntem promotorii acestui concept, de care ne ocupăm noi acum să-l extindem în Caransebeș și Timișoara. Apoi lucrăm cu persoane cu dizabilități într-un centru de integrare, de exemplu în Caransebeș, sau avem, ne ocupăm de copii în Mediaș, sau, deci avem foarte multe proiecte la nivel național care privesc în primul rând formarea, avem proiecte sociale, avem și proiecte economice, investiții, avem case Colping, de exemplu în Brașov sau Caransebeș sau o tabără în Ivo, Zetea. Deci momentan avem un proiect pe care vrem să-l facem din tot sufletul în Timișoara, se cheamă Casa Calfelor. Am reluat această temă, ne-a plăcut foarte mult această temă, un loc în care tinerii pot să locuiască cu un tarif social pe timpul studiilor. Știm că pentru tineri e o provocare majoră să poată să-și plătească chiria într-un centru universitar și atunci ne-am gândit la tineri, ne-am gândit la cei care vor să învețe o meserie și să învețe într-o firmă de exercițiu, efectiv lucrând. Ne-am gândit, acolo vom avea și o cantină socială, este un complex, deci avem proiecte, spun, ne place nouă să spunem, inovative, dorim întotdeauna în proiectele noastre să îngemânăm latura economică cu cea socială, pentru a asigura succesul proiectului. Răsună în minte iarăși aceste cuvinte ale fericitului Adolf Complic, nu e timp pentru voi cărel, e vremea să acționăm, e vremea faptelor și poate ar fi bine să ne reamintim lucrul acesta, pentru că tot spunem, sunt multe lucruri care nu merg bine în biserică, în societate, în lumea aceasta, uitând că și noi facem parte din această lume și că noi putem să facem foarte mult pentru binele comun, pentru binele tuturor, pentru ca toți să progresăm și considerând și un alt aspect care pentru noi este important, totul să se clădească pe credință. De multe ori ai specificat că toate activitățile voastre sunt, sau membrii sunt îndrumați spiritual, nu se acționează așa într-un fel de concern sau de trust, ci efectiv cu motivație spirituală. Care este rolul asistentului spiritual în această asociație? Rolul meu în această asociație este acela de a crea un loc de întâlnire. Înainte de a fi o familie asociativă, asociația are obligația și e invitată, e frumos să fie așa, să fie și o familie de credință. Și aici este rolul asistentului spiritual, pe care personal l-aș vedea mai degrabă ca un animator spiritual, dacă îmi permiteți acest lucru. Mi-amintesc aici chiar de prezentarea părintelui Peter Schallenberg, pe care am ascultat-o împreună zilele acestea, în care el făcea această diferență între conștiința practică, la care răspunde întrebarea ce trebuie să facem, și conștiința teoretică, de ce trebuie să facem. Cred că asistentul spiritual este cel care imprimă și dă imboldul, impulsul asociației tocmai în această direcție. De ce trebuie să ne implicăm? De ce trebuie să fim activi? De ce trebuie să citim semnele timpului? Chiar Adolf Kolping spunea,
nevoile lumii în care trăiți vă vor arăta ce trebuie să faceți. Da, nu e, spunea Eduard că asistentul spiritual este motorul asociației. Mare misiune! Poate un motor electric mai silențios, să zicem așa. Dar cu putere! Motorul spiritual. Motorul spiritual. pentru că lumea de astăzi, chiar și Papa Francisc, vedeți că are grijă întotdeauna ca să nu fie o forțare, să fie respectată alegerea, libertatea persoanei și toată această muncă să fie făcută nu din obligație, ci din convingere în asociație, dar și în implicarea din restul bisericii. În concluzie aș putea spune, odată cu fericitul Adolf Kolfing, că mi-am propus și sper să reușesc să adun oameni în jurul meu care să aibă curajul după aceea să schimbe lumea în jurul lor. Deci putem vorbi de o conlucrare extraordinară între preoți și laici, o coresponsabilitate pentru binele tuturor. Aminteai de Sfântul Părinte Francisc, care este foarte atent la persoane, la realitățile concrete și la realitatea muncii, realitatea tinerilor, și de aceea vă propun, dragi prieteni, în următoarele minute să vedem câteva imagini dintr-o vizită pe care Sfântul Părinte a făcut-o în luna iunie în orașul, localitatea Camerino în Italia. A dorit să meargă acolo pentru că această localitate și zona a fost încercată cu ceva timp în urmă de un cutremur, deci o zonă destul de vulnerabilă în acest moment, și a dorit să întâlnească persoanele, să le dea mângâierea, să le dea încurajarea să acționeze pentru reconstrucție. Vă invit să vedem aceste imagini împreună. Venit în platou, aici avem invitați de marcă, spuneam, ai asociației Kolfing România, părintele Ștefan, Ștefania și Eduard. Ștefania, lider de tineret, ai spus foarte bine, porți vocea tinerilor la nivelurile superioare ale asociației și cred că este o reprezentare extraordinară. Asta înseamnă că întâlnești tineri nu numai din România, familia Kolfing este o familie mondială, ci și din Europa, din toată lumea. Care sunt experiențele tale de întâlnire cu tinerii din lumea întreagă? Chiar în această vară am fost în Mexic, pentru că, într-adevăr, Kolfing este o comunitate mondială. Încercăm să avem proiecte împreună cu țări mai îndepărtate de noi, tocmai pentru a înțelege ce se întâmplă acolo, să încercăm să ne adaptăm la problemele acestui secol. Și în acest sens am dezvoltat un proiect în colaborare cu Polonia, Germania, Honduras și Mexic. Eu am participat la ultima vizită de studiu care a avut loc în Mexic. Sâmbătă, curând, voi pleca și în Germania, pentru că urmează a doua etapă. Ce s-a întâmplat concret în Mexic a fost și un șoc cultural. A fost impresionant. Dă-ne detalii. Când spui de Mexic, vrem să știm în ce direcție. Da, a fost impresionant din multe puncte de vedere. A fost și trist în același timp. Noi am fost acolo, pe de-o parte, să înțelegem ce înseamnă economia solidară, pentru că în această economie de piață care se practică la noi, ignorăm foarte multe lucruri, ignorăm poate producătorii locali. Și în Mexic am fost
martori ai unor discuții între proiectele Colping Mexic și producătorii de cafea. Eu sunt o mare consumatoare de cafea și abia așteptam să ajung acolo să văd cum se întâmplă efectiv lucrurile. Și am fost extraordinar de impresionată să văd cum arată o plantație de cafea. Dacă vedeți o plantație de cafea în care există doar arbori de cafea, să știți că nu este în regulă. De ce? Intrăm în detalii, ne faci curioși. Doar vă dau așa un mic... Nu schimbăm tema emisiunii, dar curiozitățile bine să fie împlinite în privința aceasta. Proiectul a avut ca tematică consumul responsabil și economia solidară. Producătorii de cafea de acolo de foarte multe ori sunt plătiți cu foarte puțini bani și atunci pentru a-și crește nivelul cumva de trai, pentru că trăiesc la nivel de supraviețuire până la urmă, producătorii de acolo au început să fie atenți cum cultivă cafeaua și un factor foarte important e ca pomul de cafea să aibă în jur și alți pomi. Pentru că asta contribuie la aroma cafelei, contribuie la sănătatea plantei de cafea și de aceea, de exemplu, o plantație de cafea trebuie să aibă și alți pomi în acea plantație. Și noi luăm liniștiți o cafeluță, am băut într-un minuțel, nu ne gândim la lucrurile acestea, da. Nu ne gândim că în spate sunt oameni care trăiesc sau nu trăiesc în funcție de modul în care noi consumăm. Te rog să continui. M-am întâlnit acolo cu tineri foarte, foarte implicați. Ce am aflat este că populația din Mexic începe să fie majoritar tânără. Asta pe de o parte și pentru că există cumva un nivel scăzut al educației. Tinerii devin foarte repede, își întemeiază foarte repede o familie. Dar și pentru că trece prin tot fel de situații care mai de care periculoase. Poate știți, violența este foarte crescută acolo, familiile sunt amenințate de tot felul de pericole. Dar ce m-a impresionat foarte mult este că poporul mexican este pe cât de încercat, pe atât de sufletist. Am văzut foarte multă bunătate în ochii lor, ne-au primit cu brațele deschise, ne-au povestit foarte mult de cât de important este Dumnezeu în viața lor, de cât de important este să facă totul cu iubire față de semeni. Chiar de sunt amenințați, nu judec celelalte comunități care îi amenință, ce drept, da, încearcă să se protejeze, dar, de exemplu, Colping Mexic are un centru chiar într-un cartier rău famat în Mexico City, tocmai pentru că acolo sunt comunitățile nevoiașe și acolo încearcă să ajute comunitățile respective și practic își pun viața în pericol pentru binele semenilor lor. Și cred că cu asta am plecat din Mexic. Deci o doză de curaj. Cum îi mobilizezi pe tinerii din România ca să revenim în zona noastră? Întorcându-mă cu această inspirație din Mexic, încerc să le arăt că ei pot contribui la ce se întâmplă în comunitățile lor. De foarte multe ori aud acele sintagme de genul, dar noi nu putem să facem nimic, noi nu suntem importanți, suntem prea mici ca să conteze. Și de câte ori am ocazia să discut cu ei, le spun că fiecare poate avea un rol. Spuneai mai devreme de Capitala Tineretului din România. Sunt mândră că am făcut parte din echipa care a pornit acest program și primul summit al tineretului care s-a întâmplat în Timișoara a fost făcut într-o lună de o mână de oameni. Acum va avea loc la Iași în octombrie, 23-27 octombrie și a ajuns la sute de tineri evenimentul și ce spune asta e că o mână de tineri a zis ok, tinerii au nevoie de activități, tinerii au nevoie să se implice în comunitate și asta s-a întâmplat. Tinerii au început să se implice și uite că acum ajungem la un proiect care ajunge la sute de mii de tineri. Apropo, echipa din Iași caută voluntari, deci, dragi tineri din Iași, răspundeți provocării pentru că e cu multă învățare. Și da, în primul rând, cu asta merg la tineri. E nevoie de implicarea fiecăruia dacă vrem să schimbăm ceva acolo, în raza noastră micuță din comunitatea în care suntem.
E un mesaj destul de clar și evident. Spunea fericitul Adolf Kolping, la asta mă gândeam în momentul în care vorbeai de implicare, creștinismul nu constă în cuvinte frumoase și expresii goale. El trebuie exersat cu dăruire și jertfă, astfel încât să se reliefeze în exterior în fiecare zi și să fie transmis celor din jur. Am încheiat citatul. Reiese foarte clar din ceea ce spuneți că a fi creștin, a fi o persoană care crede în Dumnezeu, nu poate să nu se implice în societate. A fi creștin nu înseamnă doar partea liturgică, foarte importantă, e evident, nu e cazul să insistăm asupra acestui aspect, dar un creștin care, folosim expresia mai înainte, suflecă mânecuțele, este atent la nevoile din comunitate, la nevoile aproapelui. Cum reușim să transmitem această idee cât mai mult credincioșilor că fiecare are această datorie de a fi atent la necesitățile aproapelui? Eu cred că noi reușim atunci când contribuim cu fapta. Noi avem misiunea să sensibilizăm pe cei din jurul nostru prin acțiunile și programele noastre. Desigur, este o situație generală care nu putem spune că este una pozitivă, da? Implicarea în munca de asociație este una destul de slabă și dacă ne uităm la partenerii noștri din țările din vestul Europei, acolo putem să vedem o implicare în munca de asociație foarte activă. Fiecare cetățean este cel puțin membru în 3-4 asociații și această implicare este luată în serios. Deci eu cred că noi, prin activitatea noastră, prin munca noastră pe care o facem, avem misiunea de a-i sensibiliza pe cei din jur, de a-i chema, de a fi utili, de a-i ajuta pe cei din jurul nostru. Desigur, familia Kolping are ca primă misiune ca membrii ei să se ajute între ei, dar are și misiunea de a ajuta în afară. Și atunci, întotdeauna căutăm locuri unde noi ne putem face utili. Căutăm locuri unde noi putem arăta că se poate. Și cred că este un lucru important să ne implicăm în munca de asociație, indiferent că este la Kolping sau într-o altă asociație. Societatea se poate schimba atunci când vom avea mulți oameni implicați în munca de asociație. Putem spune Kolping pe undeva, nu neapărat la noi, dar în alte țări, este considerat o veritabilă școală a democrației. Este locul în care membrii învață să fie activi, învață să ia decizii, învață să se implice într-un proiect, într-o acțiune. Și cred că asta servește, bineînțeles, și politicienilor, să spunem, sau ar putea fi locul de unde se pornească viitorii politicieni. Noi încurajăm pe membrii noștri să se implice la nivel local, să se implice în Consiliul Local, să candideze la alegeri, nu neapărat, nu pentru un partid anume, ci pentru noi este important prezența membrilor noștri acolo unde se ia decizia, fiindcă avem pentru binele comun, avem foarte mult de luptat, avem foarte multe de făcut. O implicare civică, spune, destul de slăbuță, adică ar fi loc de mai bine, o implicare chiar și în asociațiile bisericești ce poate să crească. Ce pot face preoții în privința aceasta? Biserica, știm foarte bine, iarăși nu trebuie să explicăm, biserica nu înseamnă doar papa, episcop și preoți, vorbim de poporul lui Dumnezeu, o mare parte popor alcătuit din laici și cu toate acestea, laici care au nevoie de încurajare. Ce poate să facă un preot în privința aceasta, astfel încât conștiința laicilor pentru implicare, pentru a construi binele comun să crească? După părerea mea, consider că este foarte important cât de mult reușesc preoții să citească semnele timpului. Iar în asociația noastră, o nevoie sau un semn al timpului care automat ne deschide calea și spre acțiune este această dorință, începând de la cei mai mici, începând de la tineri, de a se face afirmați, de a ieși în evidență. Dacă preotul sau biserica, aș putea chiar spune,
nu oferă acele ocazii sănătoase, nu? Automat oferta este multiplă și tinerii imediat caută în altă parte și imediat, poate nu în locurile cele mai potrivite. Imediat răspund. Și, din păcate, se vede și această alegere, această realitate a tinerilor, a persoanei care alege niște surogate, de fapt, care, în loc să-l scoată în evidență, la un moment dat, mai degrabă, îl afundă în fața societății. E bine, biserica, preotul și rolul asistentului spiritual în această asociație, cred că merge tocmai în această direcție, în a-i convinge pe membrii că deține acel tezaur, acea deosebită expertiză în umanitate, deci nu doar în partea spirituală, e cu adevărat biserica o expertă în umanitate și pe care o pune la dispoziția asociațiilor tocmai pentru a se hrăni din această expertiză a ei. Și slavă Domnului, asociația Colping o face din plin, mai ales cât privește această implicare socială. Da, consider că încă mai avem mult de făcut în acest domeniu și cred că este în asentimentul meu, atât în asociația Colping, cât și în alte asociații. În concluzie, ceea ce îi plăcea și fericitul Adolf Colping să amintească deseori și să spună și să arate prin viața lui fundamentul vieții, fie că ne place, fie că ne bucură sau nu, este credința. Fundamentul vieții omului este credința și de aici plecăm spre o dezvoltare sănătoasă. Tinerii care se implică mult în voluntariat și mulțumim Domnului, se vede că în privința aceasta cresc multe, multe inițiative. Cu toate acestea sunt și tineri care, vine în minte expresia clasică a Sfântului Părinte, spunea la un moment dat, nu priviți viața de la balcon, și tineri care privesc de la balcon și așteaptă să se întâmple lucrurile. Ce ar putea să-i motiveze pe tineri să se implice? Ce ar putea să-i motiveze să participe la acțiuni de voluntariat? Ce ar putea să-i ajute să fie conștienți că o implicare constantă, continuă, poate să schimbe societatea? Ce întrebări grele! Era mai multe. Da. Ia-le pe rând. Într-adevăr, e complicat, pentru că de foarte multe ori tinerii consideră că, așa cum ziceam mai devreme, că poate sunt prea mici ca să conteze implicarea lor. Pe de o parte, mi se pare foarte important ca grupurile care lucrează cu tineri să vadă în ei parteneri, nu consumatori de evenimente, de proiecte. Tinerii au o voce, chiar de ea uneori nu este auzită, ea există. Și aș aminte aici că tinerii, într-adevăr, au, ca să se implice, au mai multe nevoi, dar sunt trei nevoi care ar trebui cumva acoperite. Pe de o parte este nevoia de competență. Ce înseamnă asta? Că tinerii prin voluntariat pot învăța foarte multe lucruri. Și atunci vor avea încredere în ei să contribuie și mai mult, pentru că vor vedea într-adevăr că ei cresc prin activitățile de voluntariat. Deci spargem un mit, tinerii sunt mitite, ei nu știu prea multe, n-au ce să ne ofere. Asta e un mit care trebuie să-l desfințăm. Exact, pentru că tinerii au energie și au timp să contribuie. Și competențe. Și competențe, da. Apoi este nevoia de autonomie. Chiar de credem că tinerii nu știu, ei au nevoie să ia decizii. Pentru că asta îi face pe ei să-și dorească să contribuie, pentru că au acel ownership pe activități. Și poate ar fi important să ne gândim data viitoare la o interacțiune cu tânărul. Nu să-i spunem întotdeauna tu fă așa, ci tu cum ai vrea să facem? Poate e o bună reflexie aici. Iar îmi permis să intervin, Sfântul Părinte spune deseori să nu facem lucruri pentru tineri, ci cu tinerii pentru tineri. Da, exact. Și ce aș vrea să menționez aici este că putem să vedem la nivel mondial
că foarte mulți tineri au ieșit în stradă, indiferent care sunt părerile pe acest domeniu. Putem să dăm de la un individ cât de mare a ajuns acțiunea pe schimbările climatice. Și acesta e un singur exemplu de cât de mult pot contribui tinerii dacă ei cred într-un anumit lucru. Și da, dragi tineri, faceți voluntariat pentru că e cu foarte multă învățare. Și treptat va fi cu multă dezvoltare și în comunitate, pentru că tinerii care fac voluntariat astăzi în comunitățile din care fac parte devin și profesioniști și pot contribui la bunul mers al lucrurilor în comunități. Planuri de viitor, o familie Colping, o asociație a bisericii privește mult, mult înainte, nu ne mulțumim cu ceea ce se întâmplă în prezent, nu se poate. Privim în viitor numai pentru că avem un orizont destul de larg. Cum este orizontul acestei asociații? Avem foarte multe lucruri de făcut, enorm de multe lucruri de făcut, dar... Noi credem că trebuie să continuăm munca de parteneriat pe care o avem. Avem foarte mulți parteneri, asociații locale din țările din vestul Europei, dar mai nou avem și parteneriate cu alte țări mai apropiate nouă, Ungaria sau Polonia sau Serbia. Munca de parteneriat ne ajută foarte mult în schimbarea mentalității. Este foarte important ca noi să ne vizităm reciproc. Întâlnirile pe care le organizăm la partenerii noștri sau faptul că acum, chiar în aceste zile, este un grup din Elveția prezent chiar aici în dieceza de Iași, va vizita proiectele Colping, dar și comunitățile. Faptul că pot împărtăși împreună anumite experiențe, pot să mănânce împreună, pot să aibă un contact foarte uman și pot celebra o liturghie împreună. Pentru noi contează foarte mult această deschidere și credem că putem contribui schimbând niște lucruri acolo în mentalitate, călătorind, fiindcă cel mai mult eu cred că învățăm atunci când călătorim și... Bine, o călătorie de la Timișoara, unde locuiești, până la Iași, e semnificativă. Nu intrăm în subiect. Dar este foarte interesantă călătoria, fiindcă ea nu vine pe o linie aeriană directă, ci vine prin mai multe localități în care sunt membrii Colping, mai avem case Colping, deci nu este nicio problemă. Deci călătoria chiar e plăcută. Depinde cum vedem. E plăcută, da. Exact. Ceea ce vrem să facem în continuare este formarea adulților, formare în general. Vrem să ne întărim leadership-ul nostru, membrii noștri, să dobândească în continuare cunoștințe, să învățăm lucruri noi. Contează foarte mult deschiderea pe care o avem. Eu cred că pentru noi toți în societate. Deschiderea pentru a învăța lucruri noi, eu cred că este un element de bază pentru viitorul societății până la urmă. În afară de formare, vrem să ne implicăm în continuare în formarea profesională, învățământul dual este pentru noi foarte important și în a dezvolta proiecte inovative, așa cum vă spuneam, Casa Calfelor. Iar suntem curioși. Da. Deci avem multe idei, avem multe de făcut, clar avem nevoie în continuare de voluntari, nu numai de membri. Sunt oameni care vin, bat la ușa noastră, intră, vor să experimenteze, vor să vadă cum e atmosfera și atunci ne dorim să avem membri, ne dorim să avem voluntari, ne dorim să avem simpatizanți, suporteri. Eu cred că un cuvânt cheie pentru fericitul Colping a fost priceperea. A fost cuvântul cel mai des folosit și totdeauna și-a căutat oameni pricepuți, oameni care știu să facă ceva foarte bine. Și eu cred că atât Colping, dar și noi în societate avem nevoie de oameni destoinici, oameni pricepuți. Și în afară de asta contează să nu uităm unde ne aflăm. Contează să spunem, noi ne aflăm în biserică, suntem o asociație a bisericii. Deși unii spun că am fi, cei din biserică câteodată ne spun că am fi civili, dar cei din societate spun că suntem mai bisericii. Așa este la cusătură pe undeva, dar ne place locul ăsta oricum. Dar ceea ce am vrut să spun, contează sociabilitatea. Sociabilitatea în sensul capacitatea noastră de a fi împreună. De a fi împreună, de a avea dialog, de a putea sărbători împreună, de a avea deschidere, de a învăța lucruri noi. Cred că aici
în privința asta sunt multe de făcut, mai ales în partea asta, să spunem, formativă, da, în partea de comunitate, fiindcă vedem că cel mai mare pericol pe care ne paște, de fapt, este singurătatea. Avem atâția oameni singuri în societatea noastră și atunci eu cred că fiecare ar dori pe undeva să aparțină de o comunitate, undeva unde este binevenit, unde poate să-și dezvolte talentele. Cum visează asistentul spiritual viitorul asociației? Privesc spre viitor cu speranță, vă mărturisesc, și privesc doar, nu doar personal, să zicem așa, cu un proiect personal, acela de a mă îmbogăți și participarea la acest curs de la Iași, cât privește formarea în doctrina socială, tocmai în această direcție, mi l-am dorit să fie posibil, dar privesc și cu speranță în ceea ce privește împărtășirea, deci nu doar un drum cu sens unic în care din afară să vină spre mine lucruri, ci și dinspre mine să fie puse în slujba celorlalți. Amintea Edi de această implicare, de a fi activ în familie, în biserică, în muncă, în societate, la prima vedere vă mărturisesc că am avut ispita să spun, partea mea e cea cu biserica, acolo mă... Puțină rugăciune, puțin așa. Mă concentrez, dar cum să stai deoparte atunci când asociația e activă în familie, nu e și acesta domeniul bisericii, sau cât privește câmpul muncii, demnitatea muncii. Discutam cu Edi și îmi spunea de acea imagine, nu, a unui măturător care când dă cu mătura ar trebui să se simtă ca un compozitor, ca un Beethoven, nu, și să guste din această demnitate chiar și a unei munci pe care societatea o privește cu dispreț. Sau ce să mai spun de această implicare în societate acum când sunt atâtea frământări în societatea noastră românească, cum ar putea asistentul spiritual sau animatorul spiritual să spună acolo vă descurcați voi, eu îmi văd de rugăciunile mele, pun la dispoziția asociației toate aceste daruri pe care le primesc și pe care vreau să le împărtășesc cu ei. Tinerii nu sunt doar viitorul, sunt prezentul bisericii, spune Papa Francisc, acumul lui Dumnezeu, ce așteaptă tinerii de la asociație. Tinerii așteaptă de la asociație poate un spațiu în care să-și facă vocea auzită, sprijin pentru a face lucrurile așa cum își doresc și ei, bineînțeles, în regulile asociației, pentru că, într-adevăr, asociația Colping are un profil. Și comunitatea este foarte importantă, formarea este foarte importantă și tinerii, practic, reprezintă baza și a societății și a asociației noastre. Și ce aș mai spune, pe lângă voce, prezență, deși se simte sau se consideră că tinerii nu vor să se implice, de fapt ei vor, și am văzut asta în foarte multe comunități rurale în care nu se întâmplă nimic pentru ei, și atunci invitația mea către ei ar fi, dragilor, puteți să-mi scrieți, Ștefania Cioraru sunt pe Facebook, dacă vă doriți să creșteți sau să începeți să faceți o activitate în localitatea din care faceți parte, vă răspund cu drag și poate facem în familie Colping, dar lăsând gluma la o parte, chiar cred că tinerii pot avea acest spațiu și sprijin și... Mulțumim, domnule, pentru acele persoane pe care le-a trimis ca fiind inspirator extraordinar, fericitul Adolf Colping. Îi mulțumim, Dumnezeu, pentru cei care duc mai departe, nu doar un vis, ci o realitate. Eu vă mulțumesc vouă că ați împărtășit această trăire voastră cu telespectatorii noștri. Vă mulțumesc și vouă, dragi prieteni, că ați rămas împreună cu noi și revin cu aceeași frază a fericitului Adolf Colping. Nu e timp pentru voi căreli, e timpul să trecem la fapte. Vă mulțumesc, vă dau o nouă întâlnire aici la emisiunea Sub semnul crucii la Apolonia TV.